Tudor Pendiuc și-a dat demisia din poziția de consilier al primarului municipiului Râmnicu Vâcea, a anunțat edilul șef Mircea Guteu. Vă reamintim că fostul primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc, a fost condamnat definitiv săptămâna trecută de Curtea de Apel Pitești la 2 ani de închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu în legătură cu asfaltarea unui drum. Primarul Mircea Guteu precizează că, în contextul actual, chiar dacă nu există o interdicție privind exercitarea unor astfel de Atribuții Tudor Pendiuc a luat această decizie din dorința de a nu aduce prejudicii de imagine primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Consider, atât din perspectiva de edil șef, cât și din punctul de vedere al unui simplu cetățean, că pedeapsa primită de domnul Tudor Pendiuc este mult disproporționată față de faptele astfel sancționate. Domnul Pendiuc nu și-a făcut decât datoria ca primar și a intervenit în modernizarea unei zone care avea urgentă nevoie de investiții. Dar sentința trebuie respectată și, drept urmare, am acceptat demisia domnului Pendiuc din funcția de consilier personal al primarului municipiului. Nu însă, în înainte de a-i mulțumi public pentru eforturile depuse de domnia sa de când a fost numit în această funcție și până în prezent. Spune primarul Mircea Gutău precizând că Tudor Pendiuc a fost motorul unor inițiative complexe care au implicat deopotrivă trudă și inteligență, muncă de birou, dar și nenumărate drumuri făcute la ministere și agenții ale statului. Proiectul transferului celor 24 de hectare ale fostei unități militare de la Vlădești în patrimoniul municipiului este acum aproape de finalizare datorită domnului Pendiuc, Tot domniei sale îi se datorează în bună măsură și obținerea unei importante finanțări de la Ministerul Culturii pentru evenimentele culturale desfășurate anul trecut în municipiu sub genericul Centenarului Marii Uniri. Iar lista poate continua cu multe alte reușite în obținerea cărora competența domniei sale a fost un factor determinant. Sunt convins că domnul Tudor Pendiuc are în față un viitor profesional deosebit și că orice firmă va fi norocoasă să îl aibă drept consultant. Eu îi urez mult succes în tot ceea ce va alege să facă pe mai departe, declară primarul râmnicului Mircea Gutău.